La volanul autoturismului se afla o femeie care, venind dinspre fabrica de zahăr, către centura giurgiuveană, nu a dat prioritate autocisternei. Așa s-a petrecut incidentul, care a presupus intervenția unui echipaj pentru descarcerare. Ocupantul locului din dreapta a suferit o rănire ușoară la nivelul membrelor inferioare și a fost transportat la spital. O femeie de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism DU, pe fondul neacordării de prioritate a intrat în coliziune cu un autocamion condus regulamentar de un bărbat de 38 de ani din municipiul Târgoviște, conducător al autocamionului care la rândul său se afla în depășirea unui tractor. În urma incidentului a rezultat rănirea ușoară a pasagerului dreapta față din autoturismul Tico, un bărbat de 66 de ani din municipiul Giurgiu. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale considerabile, turismul fiind cel mai avariat. Polițiștii biroului rutier efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare din culpă. Niciunul dintre conducătorii auto implicați în tristul eveniment nu au consumat băuturi alcoolice, ne-a mai precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Incidentul de pe centura giurgiuveană, care a creat cozi de mașini și a îngreunat traficul în zonă, nu este din nefericire singurul din această săptămână. Alte câteva întâmplări nedorite de acest gen având loc de lunea trecută până astăzi.